3, e la versetul 10 în jos câteva. Și aș enumera aici câteva categorii de oameni, vame, și așa cum știm noi că ești cei mai obișnuiți sarme, așa când treci pe la ei. Dar și ei, chiar dacă vreau să meargă la Domnul să se scuze, deci înaintea Domnului nu se poate scuza nimeni, păi niște ustași. Și eu vreau, dar Domnul nu le-a dat dreptate. Vreau să citesc câteva versete apoi, aplec în capetele și cu toți, așa cum am spus, mulțumim și rugăm să rămână în continuare. Evanghelia după Luca, capitolul 3, începând cu versetul 10. Norodele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Cu alte cuvinte, ce trebuie să facem să putem fi botezat? Drept răspuns, el le-a zis. Cine n-are, cine are două haine să împrumute cu cine n-are niciuna? Și cine are de mâncare să facă la fel, Domnul să ne ajute. Amin. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, Învățătorule, ce trebuie să facem? El le-a răspuns. Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ustași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns. Să nu storceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Domnul să ne ajute să înțelegem. Mă plec în capetele și cu toți intrăm într-o această rugăciune. Bun venit! Înainte de spune cine suntem, îți vom spune ce eram. Alergam după fericire și ea fugea de noi. Credeam că rugăciunea e înjositoare și inutilă. Când am venit, mă gândeam să găsesc un popor de sfinți, dar am găsit numai oameni luptându-se. Prima oară ne venea să râde, dar am găsit tine râgându-se pentru mine. Când treceam prin fața bisericii, mă găseam prea bun pentru a avea nevoie să intru și să mă rog. Când alții merg într-o direcție, îți este foarte greu să fii diferit. Am avut momente când nu credeam că există Dumnezeu. Am avut momente când Dumnezeu parcă a existat. Am crezut multă vreme că oricum voi merge, voi ajunge rai. Am avut impresia că oricum nu voi scăpa de iad. Uneori am vrut să mă răzbun pe Dumnezeu. Nu-L înțelegeam. Am lovit în ceilalți, mi se părea fățarnici. Am avut convingerea că un tânăr nu are nevoie de biserică. Până nu de mult, mi-a fost rușine să vin aici. Am ironizat de multe ori pe cei ce vor să fie credincioși. Credeam că noi suntem totul și nu simțeam nicio nevoie de altcineva. Îmi spuneam că eu și Dumnezeu vom rămâne străini pentru totdeauna. Dar am avut mereu totdeauna sentimentul că El mă caută. Probabil ne crezi niște depășiți că mai credem în existența lui Dumnezeu. Dar am aflat că numai Dumnezeu poate aduce fericire. Am fost mereu derutată, mă pierdeam printre decizii. Înainte să vin aici, purtam în inima mea vinovăția, deci și mă consideram liberă. Acum îmi pare rău că am fost mândră. Mă lupt să nu mai fiu. Refuzam să cred că sunt pierdut. Îmi place să iau toate lucrurile în glumă. Acum realizez că trebuia să-mi fie frică. Cu puțin timp în urmă, nici nu voiam să aud de Dumnezeu. Dar azi mă bucur că sunt alut. Trăiască Domnul. Trecutul s-a schimbat. Nu mai sunt singur. Mă simt eliberată de vinovăție. Cred că tinerețe înseamnă să fii fericit. Să fii fericit înseamnă să-L descoperi pe Dumnezeu. Eu cred că omul fără Dumnezeu este cu adevărat singur. Dar pentru noi lucrurile s-au schimbat. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a salvat. El a suferit pentru noi. Iisus a plâns pentru viața noastră. Datorită Lui acum pășim pe drumul către cer. El este calea, adevărul și viața. Dumnezeu ne-a iertat de minciună și imoralitate. Mântuitorul a șters din viața noastră hoția, dependențele și resentimentele. Bine ai venit!
Dacă vrei, putem merge împreună pe drumul spre Dumnezeu. Nu spun că ți-va fi ușor, dar vreau să știi că e singura cale care merită. Bine ai venit, te așteptam, știam că Dumnezeu va face totul pentru tine. Eu m-am rugat să ai curajul de a intra aici. Ai făcut o alegere foarte bună, te felicit. Îi dai ocazia lui Dumnezeu să facă un lucru foarte bun din viața ta. Îți doresc să te simți bine. Dacă ești aici, înseamnă că Mântuitorul te-a găsit. După cum vezi, nu ne adunăm în cea mai măreață clădire, dar suntem fericiți. Probabil ai văzut că prețuim pe oricine. Aici nu contează de unde vii și cine ești. Contează că Dumnezeu te consideră copilul Lui. Vrem să știi că pășind aici, nu ai intrat numai într-o simplă clădire. Ai intrat într-o familie. Dumnezeu este iubire. El dă viață viselor spulberate. El dă sens vieților eșuate. Fiecare moment alături de Dumnezeu este unic. El nu ne minte, nu ne înșală, nu ne discriminează. Bine ai venit! Ne bucurăm să ne dai alături. Și noi îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu este totul pentru viața noastră. El este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Rămâne ce frumos. Aleluia. Va fi în cer. Aleluia. Pentru visul acesta, Doamne, răsărit din zări albastre, ne-am întors pe totdeauna de la visurile noastre. Câți ne vezi și încă câți Iisuse plâng cu dorul către cer, mângâiați de cele scrise, ce frumos va fi în cer. Acest cânt aprins de doruri ne-a tras fețele spre astre, căci vorbește despre ceruri, ținta dorurilor noastre. Te visăm și îți ducem dorul după sfânta ta mărire, când cu trâmbița pe buze vei veni slăvite mire, când grăbiți cu nerăbdare ca să-ți iasă înainte cei ce au suferit în lume, îmbrăcați în trupuri sfinte. Vom porni spre zări deodată, ca Enoch și ca Ilie. Te-om vedea venind din ceruri, într-o albă măreție, transformați de-a ta splendoare, de lumina ta curată. Vom uita orice durere și orice lacrimi de altă dată. Multe cântece sunt în lume, multe sunt în largul fir, însă cel mai cu renume nu-i ca imnul mântuirii, căci în el s-ascunde taina fericirilor nespuse, căci n-a fost în lume altul de când te-ai înălțat, Iisuse. Și-l cântă cu tot zelul toate rasele creștine, căci el oglindește totul credincioșilor în tine. Ah, ne dor o Doamne tare de acel ceas de dimineață, când sunavei deșteptarea de la moarte la viață, când zdrobim vom bondul morții, lăsând totul în morminte, când ne vom vedea cu toții pe meleagul Țării Sfinte, când din nou vei face cară pentru noi și cei ce învie, când zburavăm spre acea țară, ca Enoch și ca Ilie, când a razelor lucine nu avea stabilă în cale, când privi vor ochii noștri slava cerurilor tale, față de acele glori și de fericirii suse, suferințele de acum nu pot fi alături puse. O, patrie mult așteptată, dăruită pe vecie, câte veți n-au fost jertfite pentru a ta cetățenie, câte lacrimi se varsă și aici și în alte locuri, câte nume n-au fost șterse și de ape și de focuri, câți martiri arzând pe ruguri au murit venind spre tine și lăsându-și trupul în flăcări au zburat spre zări senine. Fiecare strop de sânge va da rodul altor mii și în măsură ce vom plânge vom avea și bucurii. Însă până la biruință te privim prin cele scrise și prin ochii de credință.
viață, prin vedenii și prin vise. Ce frumos va fi în cer, când pe drumul cel albastru vom porni în șiruri albe, luminați de un veșnic astru. Ce frumos când albe flamuri flutura vor pe tot plaiul, mii de cete dintre neamuri, mii de coruri din tot graiul. Când gândim la strălucirea ce în inimi se răsfrânge, Domnul își va primi poporul, cel născut prin Sfântul Sânge. Vom vedea cum urcă în ceruri generații, generații, toți profeții, toți martirii, de orice limbă, de orice nații. Până atunci, o țară sfântă, cu balsam de mângâieri, cetățenii tăi îți cântă cum va fi pe-a tare sfer. Aleluia! Cum va fi pe-a tare plaie în veșmântul ce o să-l poarte. Acolo unde nu sunt lacrimi, nici suspine și nici moarte. Ce frumos când toți copiii s-au întâlnit cu părinții și pe-a cerului câmpie adunase vor toți sfinții. Când privim la Marea Gloată, la mulțimile de îngeri, când privim la Marea Gloată, cu scripturile ne zic, vom vedea acolo în ceruri, începând de la Adam, pe toți oamenii credinței, pe Enoch și pe Avram, pe Daniel și pe Isaia, cu cununa lor pe frunte. Va sta Moise și Ilie, aleluia, lângă Domnul ca pe munte. Eremia în bucurie va uita de-a sale plânge. David va cânta cu arfa printre mine de îngeri. Iar la scaunul domniei numai harul și mărit, numai sceptele de aur, numai slavă și cunun, numai pâlcuri și toiege, cu putere peste neamul, numai îngeri și arhangeli, ci-or purta cu nume de aur. Vom privi cu toții slava bucuriilor divine. Fericiți suntem, Iisuse, mântuiți am fost prin tine. Când privim la Marea Gloată, cum scripturile ne zic, la mulțimea fără număr, ce-au ramuri de finit, vom sări o ceată albă de pe plaiurile acestea, ce în vremurile din urmă s-au silit să ducă vestea. Din Adam până la răpire, toți eroii sfintei nații, toți profeții, toți martirii, sutelor de generații, ca o turmă pe câmpie, numai cu un păstor în frunte. Ce frumos are să fie, mii de coruri o să cânte, mii de coruri, mii de inimi, mii de cete într-o ceată. Ce frumos va fi în ceruri, o familie și un tată. Nici nu ai tablou să aseme freamătul din veșnicii, nici nu sunt coruri în lume să-ți cânte așa melodii. Ce frumos are să fie tot căminul întrunit, visul nostru de vecie, în curând va fi împlinit. Nici nu poți măcar concepe ce va fi în acele corturi, nici nu pot aceste clipe să suporte acele corturi. În viața ce o să fie, în Edenul lui Iisus, ce frumos, dar prin cuvinte nu pot spune ce-i de spus, căci cuvintele sărace față de realitate, înțelesa omenirea ce-a vrut cerul să le arate, nu a înțeles, căci altfel îi vedea pe toți mănunchi, îi vedea pe toți în masă cum coboară pe genunchi, îi vedea strigând oseana, toți în plâns de bucurie, și pe toți strigând într-una, vrem și noi cetățenie. Cine ar vrea să stea în lume? Cine ar vrea să stea în noapte? Când există altă lume cu viață mai departe? Omenire, omenire,
multe nu ne putem cere. Greu e să vorbim din fire despre slava altor sfere. Și mai mult decât se crede, și mai mult decât se cântă, și mai mult decât se vede e splendoarea Țării Sfinte. Vorbesc spusele Scripturii, vorbesc jertfele apărute și dovezile naturii. Cincea cerului natură, vreți cu Hristos să împărățiți? Primiți sfatul din Scriptură, creștini dragi, veniți! Aleluia. Veniți! Aleluia. Vino tată, vino mamă, vino fiică, vino fiu, până glasul sfânt te cheamă, vino până nu-i târziu, vino până când hotarul e deschis și te îmbie, vino până încă harul îți mai dă cetățenie, vino, nu-ți mai pierde vremea, multe lucruri nu se cer, n-ai să poți pricepe în lume, ce frumos va fi în cer! Aleluia. Tu ne-ai smuls, trecând prin moarte, din aiarului văpări, ca să fim cu toți odată. Vrem să fim pe veci ai tăi. O, din mâna ta nu poate nimeni să ne mai răbuie, căci pe mâna ta porți încă semnul rănilor de cuie. Tu ne-ai scris în cartea vieții și cu sânge ai scrisă, da, iar pe fruntea noastră scrie Ghețiman și Golgota. Vom vedea această zi, această mare bucurie, că din moarte și pe ire tu ne duci în veșnicie. Poți tu să mai stai departe de Iisus, de pocăință, și să nu primești iertarea într-o clipă de căință? Vino, vino, până în cerul ușa nu se închide pe vecie și primește fără plată veșnica cetățenie. Când vei pune decât toate doar acesta mai presus, vei vedea ce fără margini e iubirea lui Iisus. Amin. Vei simți ca prin minune cum toate visurile îți pierd numai pentru visul acesta. Aleluia. Ce frumos! Ce frumos! Amin. Va fi în cer! Amin! Când privesc la tine, Doamne, inima-mi suspină. Ochii mei plâng de te așteaptă pe Iisus să vină. Când privesc la tine, Doamne, inima-mi suspină. Ochii mei plâng de te așteaptă pe Iisus să vină. Să te vedi sus, se torne
Thank you.
Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu.
sarta pentru slava ta. Păi inundă adunarea să înceapă sărbătoare. Oh!
Yeah.
Ce-ai găsit, Doamne, la mine, n-am nimic nici frumos. Ai venit din înălțime să salvezi un păcătos. Ce-ai găsit, Doamne, la mine, căci așa cum ai iubit, ai lăsat chiar să vivi. Să doresc Iisus.
această